6 luni, eu, Stelian Manole, eram Dumnezeu. Aveam mai multă putere decât un rege. Și bani mai mulți decât un rege. Dar ce mai important e că aveam un oraș care mânca din palmă. Manganița. Toate astea s-au dus naibii. Din cauza unui singur om. Mangalițeni, de 7 mandate, cu ajutorul lui Dumnezeu, al vostru și al meu personal, Stelian Manole a reușit să fie primarul vostru. Dar astăzi nu se mai poate așa ceva, din păcate. Mi-am jertfit viața pentru primărie, mi-am înstrăinat familia, mi-am măcinat sănătatea. Stelian Manole nu mai poate să fie primarul vostru cu 7 mandate în Mangalița. Gata. S-a terminat. Pentru că Stelian Manole vrea să fie primarul vostru cu 8 mandate. Candidez din nou, oameni buni, votați-mă, votați schimbarea! Votați-mă dacă v-ați săturat de risipirea banului public. Votați-mă dacă v-ați săturat de vechiul primar. Votați-mă dacă vreți să construim împreună spitale, școli, drumuri, cimitire. Votați-mă pentru că sunt singurul candidat! Bravo! Domnul primar, dacă îmi permite. Fai, Brenea Cornele, domn primar, întreabă săracii ăștia dacă le dăm făină, ulei, alea... Doirița. Le dăm dacă vin și la vot, dacă nu le dăm peste bot. Domn primar, a sunat și președinte, că vrea nu știu ce pentru nu știu cine. Care președinte, Florii? Ăla de la partid care vrea drumurile pentru nepot sau ăla de la Consiliul Județean care vrea curățenie pentru verișor? Da, ăla. Doirița. Mă ocup. Domn primar, dacă îmi permite o mică critică, sunteți anormal de bun. Ce vrei, mă, Cornelezi? L-am prins pe Turcu cu 50 de bani în plus în casa de marcat. A zis că îmi dă 1000, a trecut o săptămână. Doirița. Turcu bagă bani în campanie, ia lasă-l în pace. Da, da. Domnul primar, cuvintele dumneavoastră m-au atins profund. Nu vreți să... Doirița, ți-a rog. Pe domn primar îl doare capul. Domn primar, fata de la ghișeu e gravidă, mâine n-are cine să încaseze. În ce lună? A 8-a. Nu e al meu. Hai, vă zic și făcând, oameni buni. Vă zic și făcând. Să fie bine ca să nu fie rău. Păi și cine se ocupă la ghișeu, domn primar? Doinița. Coașcă. Găinarule. Nebunul. Lingăule. Și tu mai tași, mă, o dată din gura, că m-ai nebunit de cap. Yeah.
Mangalița, capitala porcului creț din România. Un orășel liniștit, aflat într-o oază de cal și de zile. O localitate pe care Ceaușescu a ras-o de pe fața pământului și apoi a reconstruit-o din temelii, cu timp de răspundere, 450 de metri mai la stânga. Un cătun care a dat lumii nume mari, precum inventatorul Nicolae Tesla, actrița Anemia Califa și, bineînțeles, cântărețul Bebe de la Mangalița. De 29 de ani însă, numele Mangalița se leagă de un singur om, Stelian Manole, primarul orașului. Cel care chiar poate intra în cartea recordurilor dacă mai câștigă încă o dată alegeri. Sunt Dumitru Bozovici, jurnalist de investigație, și în următoarele minute haideți să aflăm împreună care e adevărul despre Stelian Manole și despre cum a ajuns el să fie regele Mangaliței. Haideți să începem cu oamenii din jurul lui, cu acoliții lui, să vedem ce părere au ei despre domnul primar. Îl votez pentru că îl iubesc, pur și simplu. Are așa un farmec al lui. Mare vagabond, domnul primar, mcăiași gura lui, dar e cinstit. Nu ar jefui nicio muscă. Se putea și mai rău. Domnul primar este cel mai gospodar adecvat pe care l-a avut Mangalița de la Vlad Țepeș încoace. Aș vrea să fiu și eu într-o zi în locul lui. Aloleu! Da, da. Poftiți. Ce poveste înduioșătoare am aflat până acum, nu-i așa? Și totuși n-am aflat nimic. Așa că hai să vorbim direct cu Stelian Manole, cel mai cinstit om din România. Priți. Salut. Ai adus mielul? Care miel? Nu acum, Cornel, avem treabă. Ai zis că dai un miel. Eu nu plec fără mielul meu. Băi, lasă-o dracu de treabă, că e vorba de bani, nici o corele. Domnul primar Manole, ce faceți cu pachetelul ăla? Ce faceți, bă? Mă filmați? Băi, nu filmați pe stelul, mă? Cine v-a dat voie? Bă, faceți mie flagrant? Faci mie flagrant, mă? Păi stelul e Dumnezeu, mă! Oprește căcatul ăla, că se-l bag în... Bineînțeles că știam că sunteți de la presă. Am glumit. Iubesc presa. Vorba aia, presa este a patra putere în stat, nu? Care sunt primele trei? Păi, e biserica, armata și... și dragoste, a? Ce făceam? În niciun caz nu primeam șpagă. Șpagă e chiar imorală. Noi, aici, în Mangalița, urăm șpaga. Pe de altă parte, ce e șpaga? Șpaga este doar o manieră diferită cultural de a mulțumi cuiva. Domn primar, întreabă turcul când să vă dea banii. Tu ești nebună? Mă întreb cu ăștia de la presă călare pe capul meu? Deci să-i zic să nu mai aducă banii? Nu, vreau banii. Păi și eu ce-am zis? Nu vreți banii? Nu, virgulă, vreau banii. Păi cum să-i spune lui turcul, nu, virgulă, vreau banii? Băi, vreau, dar nu cu ăștia de la presă călare pe capul meu. Aolo, dar nehotărâi mai sunteți. Eu, până la urmă, știți ceva, îl dau dracu de turc și închid. Flori. Pentru că domnul primar nu a părut foarte bucuros să ne primească, am vorbit cu secretara lui. Lucrez cu domnul primar de un an și jumătate. Avem o relație bună. Asta pentru că eu am la bază relații internaționale, poate de-aia. Și gagică mi-o are două mașini. Una și-a luat-o el, una i-a luat-o măsa din Germania. Tăși din gură, Florii. Făceam conversații. De găgeutul. Bine, bine. Și dacă mai e de nevastă, a zis măsa că ne dă și o casă. Mai ce-am vorbit? Hai că acum nu mai vorbeam de gagică, mi-o vorbeam de măsa.
Bine, mai am de lucrat la partea cu internaționalele, dar nu-mi fac griji să ajung departe. Directorul economic ne-a vorbit mai mult despre dumneaei decât despre domnul primar. Dacă pot să vă spun ceva despre domnul primar, mai bine îl întrebați pe domnul primar. Eu pot să vă vorbesc despre mine. Mie îmi place la nebunie să lucrez cu oamenii. Cred că mă recomandă amabilitatea și entuziasmul de care dau dovadă. Mi-au lăsat decât lucrurile. Revin! Poate! Haideți să recapitulăm ce am aflat până acum despre Stelian Manole. Că e cinstit, că e gospodar și că e iubit de toată lumea. Dar dați-mi voie să nu cred o iotă din toate aceste minciuni. De ce? Pentru că și eu am mințit. N-am venit aici ca să fac o investigație despre Stelian Manole, am venit să-l dau jos pe Stelian Manole. Cum adică, Gabriel, nu vrei să te duci la Turcu să iei banii? Nu pot să mă duc, unchiule. Mie că dau peste Carla. Cine-i Carla? Sufletul meu pereche. Am fost suflete pereche 3 săptămâni și 2 zile, dar acum e suflet pereche cu altcineva. Și ce treabă are asta cu Turcu? Pe Carla lucrează la Turcu. Dacă mă duc la Turcu, mă întâlnesc cu ea și nu vreau să mă întâlnesc cu ea, unchiule. Mi-a zis că n-am valoare. Dar ce dă valoare unui om? Banii sau sufletul? Bineînțeles că banii, bă, ce ți-a băgat ție asta în cap? Ei, am citit într-o carte. Ea nu mai cititul căscă, cititul tâmpește. Ce, de citit ai tu nevoie? Nu! Tu trebuie să mergi la Turcu să-mi aduci banii. Că nu o să merg eu cu ăștia de la presă călare pe capul meu. Domn primar? Bună, Florentina. Nu, ai vorbit și tu. Ăștia de la presă iar pune întrebări. Alo! Jurnaliștii, câinele paza democrației! Ce faceți, mă? Ați plecat? Filmam pentru material, domn primar. A, sunteți și materialiști? Bravo! Auzi, pe la noi pe aici este o vorbă. Omul vine, face material, dar mai și pleacă. Voi cum pleci? Domn primar, e adevărat că banca asta a costat 10.000 de euro? Care bancă, mă? Asta? Nici nu o cunosc. N-am mai văzut. E în fața primăriei, domn primar. O fi de la vechiul primar. Păi dumneavoastră sunteți vechiul primar. Nu, domnule, eu sunt viitorul primar. Potațelul. Sunteți așa de sigur? Absolut. Păi cine altul să iasă, bă, tată primar? Nu știu, poate alt candidat. Bă! Pușchepelii, mă, băiatule, mă. Mergi la milițian și luați-l pe la o discuție. Păi de-aia a murit noi la Revoluție, să facă presa ce vrea în țara asta? Unchiule, m-aș duce, dar lângă poliție lucrează Diana. Gabriel! Treceți înapoi la coadă. Scumpă, numai o secundă. Scumpă? Care scumpă? Ce scumpă cu dumitale? Dar drept cine mă e? A? Sunt chelăriță, dansatoare din buric? Cu ce drept îți spui dumitale scumpă? Toina, sunt soțul tău. La serviciu nu există soți. Ce soț? Ce serviciu ai? Știi bine că nu am. Asistant social, deci. Ei, domnule, asistant social, dacă ai avea serviciu, ai ști că aici, la serviciu, eu sunt doamna director economic Rogojinaru. Îmi pare rău, doamna director economic Rogojinaru. Așa, să-ți pară rău, să-ți pară rău. Că puțin respect cerem și noi, că ne spetim aici și ne nenorocim sănătățile în cutiile astea pentru voi. Și voi ce faceți? Ai perfectă dreptate, iubito. Iubito? Iubito? Iartă-mă, mi-a scăpat. Ce sună apoi la coadă, că nu știu ce sfate zvântesc în bătaie. La coadă! Eu și Doina suntem căsătoriți de 20 de ani. Anul ăsta facem nunta de porțelan. Ne iubim ca la început. Cred că se și vede. Ne mai și tachinăm, mai mult ea. Dar acasă știe toată lumea cine poartă pantaloni. Mai mult ea. De ce am intrat în poliție? Poliția a intrat în mine, dacă mă înțelegeți pe undeva. Deci, practic, ne învârteam prin același cercuri și am zis să văd și eu care-i treaba. E Caterinca, așa. Mai bați un om, mai este un hau-hau, un miau-miau. Dar mă deranjează așa că lumea crede că suntem hoți și proști. Și pe mine mama nu m-a făcut prost. Fică, dar astea nu-s pentru alegători? Ești din Lăubada? Păi și? Păi și? Eu nu sunt tot alegător, Găbițu, eu nu merit atenție. Asta vrăjeala tu, zi de tine, ce ai făcut? Ți-ai găsit gagica? Cum să-mi găsesc, mă, gagica, când
Banii contează mai mult decât sufletul, ambalajul mai mult ca conținutul. O, bă, nebun, era de ajuns să zici că n-ai găsit. Vrei să-ți găsesc eu? Ce? Coșciuc, cacică. Nu, mă păstrez. Pentru ce? Pentru coșciuc? Hop! Femeia potrivită. Păi, bă, femeia mai tu și potrivești. Bă, ia uite la mine. Ia întreabă unde am fost eu aseară. Unde ai fost aseară? La Bauhaus. Ia întreabă ce am agățat. Ce ai agățat? Două balerinde. Ia întreabă, le-am potrivit? Le-ai potrivit? Le-am potrivit. Ia întreabă ce ai ieșit. Ce ai ieșit? Ultraj. Hai că te rezolvă fratele tău. Zici ce-ți trebuie. O fată cu inimă mare. Balanță sau vărsător. Să nu fie mai înaltă ca mine. Ochi visători. Să-i placă muzica, să știe să râdă. Să fie cea mai bună prietena mea. Și să ne plimbăm prin toată lumea. Ai așa ceva? Mio, tu vrei să mori singur, mă, băiatule, bagă, mă. Cum e cealul ăla? Bozovici. Ce-i sârb? Nu știu. Auzi, mă, Sica? Da. Da, Flori. Bagă-ți mințile în cap. Așteptați. Ți-a zis ceva de noul meu parfum? L-a observat? Se numește Sălbotici. Nu. M-am gândit să-i fac un tort. Bărbaților le plac torturile. Și din tort să ies eu. Nu. Doina, nu m-a ajuns deloc. Ești sora mea mai mare, pe tine mă bazez. Ce să fac să mă observe? Lasă-l în pace, Amy. Ți-a zis eu să-mi spui asta? Nu te cred. Doar dacă nu cumva e un cod. E un cod? De fapt vrea să fiu mai nebunatică? Nu e niciun cod. Am înțeles. Să nu fii mai nebunatică. Nu o să fiu. Amy! Sunt doctor Emilia Vulpe, consilier pe sănătate. Probabil că ați auzit zvonurile, cum că aș fi iubita lui Stelu. Vreau să vă spun un singur lucru. Sunt adevărate, toate. Eu și Stelu ne iubim foarte tare. Dar nu trebuie să știe nimeni. Emilia? Stelu? Ce ai? Emilia! Ce facem? Ce facem? Ce facem? Noi doi. Eu nu mai pot să trăiesc așa, Stelu. Trebuie. Hai să spunem la toată lumea. Ce? Să strigăm adevărul în gura mare. Dar nu există niciun adevăr, Emilia. Și nu strigăm nimic, ne doare gâtul. Stelu, profită de mine. Jos. Emilia, Emilia, dar nu pot. Ba pot. Se poate că anul trecut, la sărbătoarea mustului, să fi comis o greșeală cu Emilia și Emilia să fi rămas cu o impresie greșită. Dar e urât să-ți bagi joc de sentimentele oamenilor, mai ales între colegi. Să mă duc la turcul la restaurant să iau o sacoșă? Da. Eu? Da. Bine, dar eu sunt cadru medical. Exact. Până o să bănuiască nimeni nimic. Nu înțeleg. Emilia, n-ai spus tu să profit de tine? Poftim, profit. Da, dar eu aveam altceva în minte. Până aflăm noi ce ai tu în cap, hai să facem noi chestia asta acum, da? Hai, Brenea Cornele, că puteai să te uiți din picioare la ce cocoșati ești. Aici erau, domn primar. Să rămână. Revin eu. Să trăiți! Trăiți! Flori, te rog frumos, nu mă întrerupe, am foarte multă treabă azi. Ce-a făcut Stelian Manole pentru orașul ăsta? Industrie! Asta a făcut. I-am scos din comunism, i-am băgat în tranziție, și am adus înapoi. Avem cea mai modernă fabrică de spirit din sud-estul Europei. Facem spirit Dona. Toată lumea spune că te unge pe rana. Hai să trăiești. Să trăiești, șef. An bun. Are buchet. Ia zi, Panderică, de fapt, de ce mă chemă pe aici? Șeful? Care-i tău? Matale, ești sigur că n-a aflat ăștia că noi facem vodka în loc de spirit? Cine să afle, mă? Cine bea vodka se bucură că nu-i spirit. Cine bea spirit se bucură că e vodka. Dar șeful, dar a venit unii de la presă să pună întrebări. Care unii? Unii. A fost și la fermă. Vorbește cu oamenii. Ce vorbește? Că vor să te bage în pușcărie ca să nu mai ajungi dumneata primar. Noi ce ne facem dacă Matale intri în pușcărie?
Relaxează-te, Pandele, că totul e sub control. Bună, Marfa! Ține-o tot așa. Hai să trăiești. Să trăiești, șef. Nu mai bine. Am investit în agricultură. Cea mai mare absorție de fonduri europene pe zootehnie. Ia, mă! Buci, buci! Borosanu! Să trăiești, șef! Salut! Ăștia de anul ăsta n-a prea crescut. E mici. A fost și gripa africană. Nu-i nimic, e de la export. Porci, pitici, vietravezi. Păi porci românești. Așa și? Crezi că îi pune cineva să vorbească? Nu știu, dar... A venit unii azi de la presă și a început să pună întrebări. De fermă, de matale, de porci. Care unii? Unii? Nu. Și acum vorbește cetățenii. Ce vorbește? Vorbește că nu o să mai fii primar, că te bagă la pușcărie. Îi bag eu în pușcărie, mamilu. Eu n-am zis nimic, eu aici... Porci. Să se vede aici! Hați! Colega, colega, eu te respect foarte mult ca femeie și ca om, dar chiar așa ai ajuns să cargi sacoșele, domnule primar. De unde știi? De unde știu? Am pus să te supraveghez. Vom întreba un grup de tinere locuitoare ale orașului Mangalița. Dar ce se dă aici? Să dă tigăi? Ce se dă? Nu, doamnă, nu se dă nimic. Afirmăm pentru un material. Ne dați la radiojurnal. Te pup, Nașa, te pup, Alexandru. Pup-o și pe Claudia. Doamnă, v-ați dori alt primar? Păi, noi nu avem pe domnul Stelu, ce? Nu ne trebuie alt primar. E om cu frica lui Dumnezeu, aprinde fiecare zi lumânări și îi dau și acatiste, duminica. Da, doamnă, da, dar nu v-ați sătura de mizeria de pe străzi, de corupție, de birocrație, de furturi, de nedreptate? Nu vreți și dumneavoastră un oraș frumos, modern, ca afară? Nu, noi îl avem pe domnul Stelu și nu știu de ce-ți veni cu întrebările astea. Ce ți s-a năzărit așa? De unde? Măi, tu ești securist? Măi. Mă, de ce umpli, mă, cu întrebări de-astea, mă? Pleacă, mă! Măi, terminați, mă, cu prostiile! Hai, nu mai filma! Următorul. Bună ziua, doamnă director economic. Numele. Rogojinaru. Ce coincidență. Sunt soțul dumneavoastră, Doina. Știi ce mi-a venit azi la poștă? Păi nu știu, că sunt funcționar public, nu sunt ghicitoare. Certificatul de deces, Doina. Asta mi-a venit. Uite. Marcel Rogojinaru. Scrie că a murit alaltăieri. Condoleanțe. Hai, următorul. Păi stai puțin, că e o greșeală. Statul nu face greșeli. Dacă scrie că ai murit, ai murit. Următorul. Bine, dar nu sunt mort. Tu nu mă vezi că stau în fața ta în carne și oase? Ai serios? Chiar nu poți să vorbești cu cineva să se rezolve? Să vorbesc cu cineva să rezolve? Dar de ce? Pentru că suntem rude? E, cum ar fi să vină toate rudele noastre să stea aici la coadă să le rezolvi eu câte ceva? Ți s-ar părea normal, nu? Dar nu pentru că suntem rude, pentru că sunt un cetățean și cineva de la primărie a făcut o greșeală care m-a omorât. Dumneata m-a acuz de crimă. Nu pe tine, păi de la evidența populației. Păi atunci du-te la evidența populației. Păi aici e evidența populației. Aici e evidența populației, dar de la două. Nu poate să înceapă mai devreme. E, dar de ce? Că suntem rude. Nu, pentru că sunt un cetățean mort care nu e mort. Dom'le, noi nu lucrăm cu cetățenii morți decât în ziua de alegeri. Hai, următorul. Bună ziua. Juridic. Putem să interzicem alți candidați la alegeri în afară de mine? Păi, nu. Fira să fie. Da, putem să interzicem presa în oraș? Păi nu. Mă omori? Nu. Dar dacă să zicem că am exagerat eu cu prețul unei bănci, cam cu 10.000 de euro, se poate face pușcărie din asta? Păi da. Chiar dacă e o bancă istorică, neprețuită, o bancă unde în 1881 Mihai Eminescu a poposit pentru două ore, a coborât din tren din cauza unei probleme stomacale, a stat două ore pe bancă, chircit de durere și a compus poezia lui mai puțin cunoscută? Noroi, mizerie, gangrenă? Păi da. De ce te mai simt, mă? De ce te mai simt? Aia nu, aia nu, aia da? Nu m-a ajuns cu nimic! Vrei să o sun pe mătă? O sun pe mătă, să o întreb de ce te-am angajat! Păi nu! Păi nu! Păi nu! Păi da! Păi nu! Că... Domnul primar glumește. Nașii nu fac așa ceva la fin, nu? Adică noi suntem... Uite așa.
N-ar suna-o pe mămica, nu-i așa? Fără dovezi nu există crimă. Vorba e. Somnoroase păsărele pe la cuibă se adună, totu-i calm și nu-i părnai, no, bun. Mai bine să ne judece Eminescu decât vreun judecător. Unchile, l-am adus. Pe cine, mă? Pe... unde? În spate. În spate? Da. Hai. A comentat ceva? Nu. Ce-ați făcut, mă? Nu înțeleg de ce te-a trimis domnul primar tocmai pe tine să mă supraveghezi pe mine. Păi am cea mai mare experiență cu restaurantele, colegă. Ce experiență? Păi la viața mea am văzut salmonela mare cât un câine mic. Aberezi, Cornelie! Am văzut E. coli fugind cu jumătate de pui în gură. Cornel, am venit aici să iau o sacoșă. Nu să ne dăm deștepți. Poate dumneata? Străbunicul meu a fost funcționar public. Bunicul a fost funcționar public. Tata a fost cizmar. Eu sunt funcționar public. Și genetica mă obligă să respect legea. Și legea zice așa. Dacă cineva îți datorează un miel, trebuie să ți-l dea. Poftiți, poftiți! Să rămână! Bună ziua! Bună ziua! Am venit pentru sacoșă. Ah, da, imediat. Dejurul împrejur, ce n-am voie? Nu pentru asta am venit. Am venit pentru sacoșe. Dăm voie să te contrazic, colega. Exact pentru asta am venit, să ne facem datoria. Vrei să-ți reamintesc articolul 5, capitolul 3 din statutul funcționarului public? Vrei să-ți amintesc? Corneliu e caz patologic. Din când în când îi se pune câte un fix. Ca atunci când i s-a pus pata pe mănăstirea de maici, care vindea miere fără autorizație. A ieșit urât. Aberant. Domnule Turcu, te văd un om rezonabil. Spuneți-mi, carnet de sănătate emis de un veterinar aveți? Pentru ce? Pentru acest animal. Păi e mort. N-avem de unde să știm exact. Ba, avem de unde să știm, e împăiat. Aoleu, ia să trecem noi în agendă. Deci, animal decedat într-o unitate de alimentație publică. Fuh, a ce miroase aici? A ce miroase? Amendă, domnule Turcu. Ce faceți, domnule? Ne facem datoria, domnule cetățean. Poate dumneavoastră nu vă pasă, dar nouă ne pasă. Da, mamă, da. Doina. De ce ia doi frați? Doinita, erau adoptați. Voi împinge tu neașa că de ce dă, nu ne jucăm aici, asta e bună. Eu... Ei, dar nu pot, mă, mamă. Nu pot, mă, mama, așa să mănânc cu usturoi, să vin la birou, că doar sunt directoare, să miros, așa. Ce vrei, domnule, ce vrei? Păi vorbești la telefon de o oră. Păi vorbesc în interes de serviciu. Hai, la revedere. Da. Nu, mamă, e aici un scandalagiu care mă enervează, da. Vrei să-ți povestesc filmul? Păi da, dar durează două ore. Vrei să... Da, bine, hai că zic. Deci, fii atent. Ăia doi frații care erau adoptații, pe urmă se află că sunt verișori. Eu am spus să-l aduceți la o discuție. O discuție? Da, pentru cafteală. Nu, la o discuție. Păi da, și acum puteți să-i aplicați discuția la ficat. Omule, eu nu vreau să-l bat. Eu vreau să vorbim. Păi și atunci de ce a zis să-l aducem la o discuție dacă nu vreți să-l bateți? Pentru că toată lumea în afară de tine înțelege că o discuție înseamnă o discuție, atât! Asta e puterea cuvintelor. Unele te ridică, altele te lovesc. Putem să stăm două minute de vorbă fără să o lovească nimeni? E normal ca în România să fie atâta violență? Probabil că nu. Dar aici e România, nu e America. Nimic nu e normal. Vezi o vacă pe stradă, o mulci, nu stai la discuție.
Ți-ai dat foc la valiză, nenorocitule. Îți închid șandramaua, străinule. Dar nu sunt străin. Păi nu te cheamă Turcu? Și dacă mă cheamă Turcu, asta înseamnă că sunt turc. Eu sunt de la Vâlcea. Aoleu. Oltean, mai rău. Cornele, nu contează ce e. Pentru mine contează. Ia stai, domnule, puțin. Nu ați venit să vă dau sacoșa sau să-mi închideți restaurantul? Domnul Turcu, Corneliu aberează, l-a luat un pic valul. Eu să știți că am o prietenă, Olteancă, o femeie excepțională. Nu vă închide niciun restaurant. Ba, îl închid. Bineînțeles că aș putea să închid ochii la toată situația asta dacă îmi primesc mielul. Care miel? Mielul care mi l-ai promis. Eu nu plec de aici fără miel. Cornele, lasă mielul, domnul Turcu. Dați-ne sacoșa să plecăm mai repede, vă rog frumos. Nu. Cum nu? Nu vă mai dau nicio sacoșă. De ani de zile tot dau sacoșă la primărie. În fiecare an câte o sacoșă. Ție o sacoșă, ție o sacoșă, la toată lumea câte o sacoșă. Nu mai dau, nu mai am. Și pentru ce? Ca să-mi închideți restaurantul și să-mi cereți miei? Nu! Domnul Turcu, liniștiți-vă puțin, aberați. Ce sacoșă ați mai trimis dumneavoastră la primărie? Păi ce, nu i-am trimis primarului și Lugagică-sa? Nu e adevărat? Eu n-am primit nicio sacoșă. Păi nu dumneavoastră, Lugagică-sa. Care gagică? Secretara, aia bună, cu care se tot coțcăie. Toată lumea știe. Păi n-am văzut-o eu cum se urca pe el. Îi rodea lobul urechii ca păstrugure. Chitanța, la revedere. De ce te tot întorci, domne? De ce te tot întorci? Ia lasă-i pe alții care chiar au treabă. Doamna director economic Rogojinaru, vreau să-mi cer scuze, m-am purtat deplasat. Da, te-ai purtat. Nu trebuia să-mi pierd cumpătul. Nu, nu trebuia. Nu sunteți decât un funcționar public care își face treaba excelent, iar eu n-am niciun drept să ridic vocea la dumneavoastră. Păi vedeți, domnule, că se poate. Asta e altceva. Cu ce pot să vă ajut? Aș dori, dacă se poate, să-mi anulați certificatul ăsta de deces. Sigur că da. Dați-mi copie după buletin, copie după autopsie și un dosar cu șină. N-am copie după autopsie pentru că nu sunt mort. Păi certificatul ăsta de deces zice altceva. E tocmai de-aia am venit la dumneavoastră ca să anulați certificatul ăsta de deces. Atunci sigur aveți și o copie după autopsie. Asta e chiar culmea. Haideți, doamnă, chiar așa. Chiar vă bate joc de noi, doamnă. Vă bate joc de noi pe banii noștri, doamnă, asta faceți. Sunteți toți niște incompetenți. Nu vă uitați, doamnă, la mine că nu sunt mort, sunt viu. Și te mai întreb de ce te-am declarat mort. Pentru crizele astea letale de isterie. Tu m-ai declarat mort? Stai, Doina, de ce-mi faci asta, Doina? E pentru că nu ți-am luat flori de ziua ta? Sau pentru că sporai mult? Doinița! În meseria asta ai parte și de cazuri tragice. Să luăm, de exemplu, pe Marcel. Marcel a zis că mama nu mai calcă la noi cât o trăi el. Cât o trăi el. Poftim! Cine-i de vină pentru ce a pățit Marcel, dacă nu el însuși? Bună dimineața! Te-ai trezit? Unde sunt? În siguranță. Cum am ajuns aici? Te-am salvat de populația dezlănțuită care vrea să te linșeze. Auzi la aici, că ești securist? Că o trăvești apa? Ești? Nu, bineînțeles că nu sunt. Așa mă gândeam și eu, dar am zis să verific. Oricum, ar fi fost păcat să păsești ceva. Băiat așa tânăr. Ce-i asta? Ce-i asta? Mă amenințați? Doamne ferește, cum să te ameninți, bă, băiețe? Eu te admir. Tu lupți pentru omul mic, ca și mine. Nu prea se vede. Auzi, bă, mitică, oricine poate să fie primar, mă. Oricine. Dacă să reziști cum am rezistat eu, trebuie să știi să-ți atragi oameni. Da. Deci, practic, ce spuneți este că singurul motiv pentru care sunteți primar de atâta timp este pentru că vă mituiți periodic electoratul, nu? Nu, n-am spus asta. Nu. Ce am vrut să zic e că atunci când îți merge bine, trebuie să știi de unde ai plecat. Deci, cu alte cuvinte, recunoașteți că v-ați îmbogățit din funcția de primar. Nu, hai să te iau cu cuvinte simple, că văd că de astea mai grele nu le duci. Stelu a avut întotdeauna grijă de oamenii lui. Stelu a făcut întotdeauna bine ca să nu fie rău. Pentru că de 28 de ani promovează un sistem bolnav bazat pe corupție, minciună și nepotism. Au! Am fost și voi rămâne mereu un adept al dialogului. În politică nu trebuie să te enervezi. Trebuie să tratezi totul cu tact și
diplomație. Cine te-a trimis, mă, nenorocitule? Al cui ești? Nu m-a trimis nimeni. Atunci ce cauți aici, bă, găinați cu ochi? Adevărul! Adevărul pe mata? De ce spui la oameni că nu o să mai ești primar? Pentru că nu o să mai ieșiți! Bă, Steru, aici de când lumea și pământul! Ce o să mai fie? Încă 28 de ani de acum înainte! Nu se împiedică el de tine! Orașul ăsta e plin de tâmpiți care mă votează ca maimuțele, chiar dacă-i fur! Aha. Primăria e plină de sclavii mei! Uh-huh. I-am pe toți la mână! Atâta vreme când știu că președintele îi place să fie bătut la fund cu riglă de eleve, că episcopul are geme cu călugăriță, iar ăla de la partid se dă cu ruj și umblă cu tocuri, Stelu e singurul candidat la primărie! Stelu e Dumnezeu! Bă, te mai întreb o singură dată. Cine te-a trimis? Cine? M-a trimis viitorul, comunistule! Bravo, șeful! Discuție. Adu la o discuție. Asta înseamnă discuție? Mișto discuție. Mirea, ai un comportament neconform cu... Emilia, te rog, încetează. Faci de râs instituția primăriei. Lasă-mă în pace, aberantule! Auzi la el? Amanta care roade lobul urechii ca păstrugul. Mie de ce nu-mi roade nimeni nimic, hă? Că sunt bătrână și urâtă. De-aia m-am locuit cu o pițipă încă de 20 de ani. Domnișoară, să știți că tocmai ați golit o sticlă întreagă de vin. Acum nu sunt numai urâtă, sunt și proastă, crezi că nu știu să citesc. Așa e, sunt o proastă. Am așteptat după un bărbat care nu mă merită. Da, acum gata! S-a terminat! O să plătiți, porcilor! Domnișoara! Emilia! Stelian Manole o să câștige primăria din Mangalița pentru că e cel mai cinstit om din lume, cel mai gospodar și cu frică de Dumnezeu. Citește! Am inventat zvonurile că nu o să câștige pentru că sunt un... Nu pot să citesc. Nu pot să citesc asta. Vorba multă, ochiul vânăt. Citește! Am inventat zvonurile că nu o să câștige pentru că sunt un securist, pervers și un satanist de muzică rock. Vezi că poți. Acum tot ce trebuie să faci este să ciripești frumos la cameră. Intrăm în direct. 3, 2... Stimați mangalițeni, am un comunicat foarte important de făcut. Stelian Manole își bate joc de voi de 28 de ani. Am aici dovezile. Auzi? Orașul ăsta e plin de tâmpiți care mă votează ca maimuțele, chiar dacă-i fur. I-am pe toți la mână. Atâta vreme că știu că președintele îi place să fie bătut la fund cu riglă de eleve, că episcopul are geme cu călugăriță, iar ăla de la partid se dă cu ruș și umblă cu tocuri, Stelu e singurul candidat la primărie! Chiar e Dumnezeu! Securistul meu m-a registrat. M-a registrat cu tot. Nu mi-e frică. De ce să-mi fie frică? Oamenii tot pe mine mă votează. Știu cine le-a făcut bine. Sunt ca elefanții aia care își aduc aminte de dresor după 20 de ani. Nu mă lasă pe mine elefanții mei. Avem o relație. Colega, lasă aia jos. Amenințarea unui funcționar public se pedepsește cu închisoare între 4 și 6 ani. Înfunzi pușcăria! Lasă-mă în pace, aberantule! Așa te porți cu o femeie care îți oferă cei mai frumoși ani din viață? Așa te porți cu o femeie care te lasă să faci ce vrei din ea? Nu sunt eu, nu știu, vorbește de altcineva. Domnișoară, nu știu ce bărbat v-a adus în halul ăsta, dar să știți că nu merită. Dumneavoastră sunteți o femeie frumoasă. Găsești? Da! Aveți niște ochi ca două nuci de cocos. Aveți un zâmbet sănătos, așa ca marmura de pe treptele primăriei și un corp ceresc. Ah, ce frumos!
Mai spune. Orice bărbat ar da orice ca să vă aibă în preajmă silueta și delicatețea. Uite, eu, spre exemplu, dacă ați fi iubita mea, aș avea grijă să nu vă lipsească nimic din casă. Criză rezolvată. Păi ce vă spune că tocmai reușise să o fac să lase jos sticla? Am văzut eu ce reușisei. Coruperea unui funcționar public prin tehnici de seducție. Violență! Uite! Dar n-am făcut nimic! N-ai făcut nimic? O să te coste mai mult decât un miel, domnule Turcu. Emilica? E, și așa, domnul doctor, am aflat că soția mea m-a declarat mort. Cauza morții? Asfixiere cu mâncare. Și-a durut? Păi n-a durut, că nici măcar nu s-a întâmplat. Înțelegeți de ce am venit la dumneavoastră? Știți ce greu e să fii mort? E adevărat ce spune Marcel? Domnul doctor, vă asigur că a fost o greșeală. Bine, da. Se poate remedia, nu? Păi orice se poate remedia, doar noi suntem primăria. Tot ce trebuie să facă domnul Rogojinaru este să dovedească că e viu. Păi de-aia am venit la doctor. În urma consultului medical, confirm faptul că domnul Rogojinaru este viu. Părinte? În calitatea mea de doctor al sufletului, declar pe fratele Marcel viu, atât trupește cât și sufletește. Bun. Atunci tot ce trebuie să mai facă domnul Rogojinaru este să-și ceară iertare de la mama mea, pentru că pe data de 15 martie a numit-o scorpie ordinară, scroafă bătrână, și și-a exprimat dorința să moară în chinuri. Despre asta era vorba. E posibil. Păi da, dar e un abuz. Și ce ai spus tu, e o calomie. Nu! Nu-mi cer scuze pentru nimic. Am zis ce am zis și cred în continuare. E sigur, Marcele? Da, sunt sigur. Maică-ta e o scorpie ordinară și n-are ce căuta la noi în casă, punct. Domnule doctor, nu aveți nevoie de la noi, de la primărie, de o autorizație pentru construcția unei vile? Sigur. Și n-ar fi păcat să nu mai primiți niciodată? Doina, ce faci? Și dumneata, părinte, n-ai nevoie de o autorizație pentru fabrica de lumânări? Doina! Toate astea fiind spuse, care este starea domnului Rogojinaru? E mort. Dumnezeu să-i ierte. Amin. Doina! Domn doctor, părinte! A sunat Turcu și a zis că nu ne mai dă sacoșa. De ce? De bani. Știu și eu ce era în sacoșa, Flori. De ce nu mai dă sacoșa de bani? De ce? Deloc, cum mai v-am zis. Lasă o baltă. A mai sunat cineva? Da. A sunat un alegător să vă ureze. Să-mi zică că mă susține, nu? Nu. Să vă ureze ce-am făcut noi aseară. Nesimțitul. După cât am făcut pentru ei. Dar nu-i nimic. Un om nu contează. Restul sunt de partea mea. De fapt, restul s-au adunat afară și vă urează și ei. Ce mirează? Tot ce am făcut noi aseară. O mulțime de oameni nu schimbă nimic. Stelul e o stâncă. Poate să fie vânt, poate să fie ploaie, pe stelul nu-l clintește nimic, nimic nu-l îndoaie. În Mangalisa, stelul e regele animalelor. Nu se teme de nimic. Stelul e Alfa și Omega. Stelul e Dumnezeu pe pământ. Da! Da, domnul președinte. Ați văzut materialul la televizor? Fetele care vă bat curila la fund au văzut materialul? Soția dumneavoastră a văzut materialul? Ați încercat să spuneți că episcopul are geme cu călgăriță? Încă puțin, încă puțin. Și o să poți executa, gata, gata, gata. O să poți executa somn în poziție orizontală. Hai, hai, uite că... Aproape, aproape. Gata, 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 vine Paștele, gata. Hua! Jos, dictatorul! Ți-am spus, domnule, să n-ai încredere în el, ți-am spus de la început. Jos! Uitați-vă ce mi-a făcut, doamne. Hai, domne, ce-mi pasă mie de problemele dumitale? Crezi că de-aia mi-ești eu pe stradă? Jos, dictatorul! De ce ați ieșit? Păi nu vezi mincinosul, nu mai vreau să ne mai dea făină și ulei. Păi e normal, domnule. La sora mea în oraș, primarul le dă și găleată. Jos, dictatorul! Hua! Auzi, știi cine ar trebui să candideze la primărie acum așa ca să-i dea lui o lecție? Cine? Dumneata. Ești tânăr. Ești cinstit. Haideți, doamne. Și uite ce față de primar ai din profil.
Și dumneata ne-ai dat și ulei, nu-i așa? Jos, dictatorul! Dumitru Pozovici, primar general. E mai groasă ca 99 când le-am pus taxă pe eclipsă și s-au prins. Te pierzi pe arusor, Doinița. Oamenii mă iubesc. De-aia sunt primar. Dar Bozovici a întors pe toți împotriva noastră cu tot felul de minciuni. Ce minciuni, mă? Adevărul. Am eu act de cojocul lui Bozovici. Știu eu exact ce să-i fac de RPD-ului. Eu zic că pierdem alegerile. Cel mai bine e să pornim mașinăria aia de vot. Nu pornim nicio mașinărie de vot. Mangalița mă iubește. Jos, tiranu! Huleganco, nu-ți e rușine după tot ce a făcut un primar pentru tine? Ho! Ce faci? Pleacă-ne și cu ouălele, nu mai arunca! Domnule Bozovici, Corneliu Istrante, inspector la primărie. Dacă mi se permite, sunteți o lumină, o inspirație. Vântul schimbării. Ce mai? Eu vă văd ca și Kennedy. Domnul Corneliu, nu mă interesează. Domnule Bozovici, dați-mi voie să vă ajut. Să împing vântul schimbării. Să fim ca două vânturi. Poți să aranjez un microbus sau o urnă mobilă? Nu mă interesează. Pleacă, domne, de aici, domne. Du-te de aici, dar nu vă e rușine la cât ați furat? Hai, ce hai. Să zic, Constantine, că tu nu ai furat? Eu am furat de frică, dar de acum gata cu frica. Dictatorul o să cadă, puterea e în mâinile poporului. Hai, da. Ieși afară din secția mea de votare. Hai. Stai, domnule, și eu sunt popor, eu nu ies nicăieri. Domnule Bozovici. Domnule, ieși afară, domnule, hai, ieși afară din domnule secția Bozovici, mea. Domnule Bozovici, nu uita, gata. Vântul schimbării. Gata, gata, gata. De ce m-am întors în Mangalița, adevăratul motiv? Ca să scap orașul ăsta de Stelian Manole și de cei ca el. Ai mei erau de aici, din Mangalița, și l-au votat. Și știi ce au primit în schimb? Le-a ars casa. Pentru că primăria a ales să facă o fântână arteziană în loc să schimbe firele de înaltă tensiune. Dom'le, să n-ai nicio grijă. Mangalița e cu tine. Scăpăm de tiran și gata cu furăciunea. Atâta timp cât sunt eu aici președinte la secția asta de votare, o să fie alegeri corecte. Îți promit. Mă bucur să văd și oameni cinstiți în orașul ăsta. Cinstiți? Suntem proști de cinstiți. De-aia mă gândeam, nu vreți acolo un mic ajutor? Aranjăm un microbuz? Nu. Atunci aranjăm o listă? Facem o combinație ceva? Nu ziceați că sunteți cinstiți? Suntem, dar trebuia să întreb. Știți că la noi la veterinari e o vorbă. Nu știi pe unde fată vaca până nu întrebi. Miștoțul ale unchiule. Dar nu prea funcționează, este? Cum adică nu funcționează, mă? Să te ferești de ouă. Stelul nu se ferește de nimeni. Încerc și eu stil mai nou, mai tineresc, așa. Stai liniștit, unchiule. Nu e nicio rușine. Odată o fată mi-a zis să-mi pun o pungă pe cap ca să nu mă mai vadă. Cred că a funcționat, că n-am mai văzut-o niciodată. Cred și eu că... Cum? Nu, nimic. Unchiule, ești sigur că vrei să facem treaba asta? Bă, cineva trebuie să-i dai o lecție lui golanul de Bozovici. Nu? Păi nimeni nu-ți bate joc de stelul în orașul lui. Clar? Clar. Simți vântul? Ce vânt, Cornele? Dacă ți-e frig, pune căciula. Vântul schimbării. De ce parte o să fii când va începe să bată?
Alege cu inima, colega. Alege un învingător. Ce miroase așa oribil? Colonie cu ulei de bursuc. Cel mai puternic afrodisiac din lume. Mai învingătorii se dau ca așa ceva. Donald Trump se dă ca așa ceva. Pute. Sunt irezistibil. Toate mă plac. Ce te tot agiți așa ca un agitat care s-agită? Doina, vreau să vorbim de situația mea. Situația ta e foarte clară. Până nu-ți cer scuze lui mama, ești mort. M-au dat afară din Asociația Filatelică Cap de Bur, Doina. Știi de ce? Pentru că sunt mort. Ia auzi, înseamnă că facem și curat în casă. Perfect. Eu țin la timbrele mele, să știi. Să vede după capul de băur. Îți cer scuze lui mama? Niciodată. Atunci ia-ți adio de la timbre. Hai și du-te acasă că te agiți aici și mă enervezi. Bă, dă-o dracu' de treabă, bă, Gabi, bă, bă, Gabi, păi bă. Ce? Păi măcar odată să aduci și tu o pisică moartă, mă. Cum o pisică moartă, unchiule? Ce, suntem monștri? Bă, așa se face, n-ai văzut în filmele cu mafioși, să-i sperii, mă. Cum dracu' să-i sperii cu o pisică vie? Ăsta e un mesaj. Da, deci asta făceam noi cu pisicile. Păi asta făceam, ce crede că facem? Dar am crezut că aduce mai multe pisici ca să-i miorle să nu mai doarmă noaptea. De ce ar face cineva asta? Băi, tu nu ești sănătos la cap, mă! Stella a știut mereu să piardă cu grație. Sigur, personal n-am pierdut niciodată. Dar am învățat de la ratații din jurul meu. Domn primar? Domn primar, ce faceți cu pisica? Domn primar! Domn primar, știu că dumneata e ce naiba, la ce mi-aduceți pisici acasă? Că mi-orle e patul ăla pe rămâna asta să dorm. Domn primar! De mă drum o dată! Să știți că eu nu mă las intimidat, deci nu mă las gata cu frica! De mâine nu mai dorm dumneata noaptea, că o să pierzi alegerile, să știi! Dă-ți demisia, domn primar, că te faci de râs! Du-te la circ să faci numere cu pisici! Extraordinar! Extraordinar! Ce nenorocit! Medic, pot să-mi controlez foarte bine emoțiile. Toată lumea spune, va, Emilia, ce bine-ți controlezi tu emoțiile. Ești ca de piatră. Așa este. Practic, sunt impenetrabilă. Un bilet de la un admirator? Da, dracu știe că nu se înțelege ce scrie, parcă e scris de doctor. Dă-mi. Scrie foarte clar. Lasă-l în pace pe Stelu, că ți-au gâtul scârbă. Nu cred. Nu cred că asta scrie. Ba da, asta scrie. Da, dar eu nu cred. Asta scrie pentru că asta scrie, uite! Bine, bine, hu, am înțeles. Parcă tu nu cred că asta scrie. Ia, lasă-te pe spate. Mai pe spate. Ridică-te în picioare. De ce? Vreau să-ți verific postura! Ce faci, Cornelie, aici? Domn primar? Da, domn primar. Constantin de la secția de votare a trădat. Păi Constantin a fost de la început cu noi, mă. A fost, a fost, dar s-a dat ca o viperă cu poporul, cu securistul de Bozovici. Nu se poate? Ba da, se poate. Știți că Bozovici a încercat să mă cumpere și pe mine? Ce vorbești? Da, da, mi-a turnat venin în ureche, că dacă fac aia, îmi dă aia, dacă l-ajut cu aia, mă face viceprimar. De eu nu, mă ținut drept. Nu sunt de vreun salariu, domnule. Așa i-am zis. Domnul primar, o loialitate de genul ăsta merită să fie premiată, nu credeți? Postul de viceprimar, vă rog eu. Văzând și făcând, Cornele, văzând și făcând. Hai, gata. Ah,
ce asta? Păi a zis că sunteți deprima și aveți nevoie de una mică. Păi tu mi-ai dus una mică și eu vroiam una mică. Nu înțeleg. Una mică, mai cum mai facem noi să mă relaxez? Una mică. Una mică. Da, nu se poate. Dar de ce nu? Pentru că eu sunt fată dusă la biserică. Și ce, acum o săptămână nu erai dusă la biserică? Ba, eram. Dar trăiam un păcat, acum am prieten. Și ce, atunci n-aveai prieten? Ba, aveam, dar nu eram dusă la biserică. Mamă, Florica, nu te zic cu mine. Eu sunt primarul, mă. Mai primesc cu primarul? Am primit cu primarul, dar nu mai primesc. Hai. Nu, domn primar, nu se poate, domn primar. Păi acum sunteți primar și peste o săptămână cine știe? Păi da... Domn primar, eu n-am chef să mă prind ăștia pe aici cum dor veni să spargă ușa, săraci ăștia cu vorba aia. Nu pot, domn primar. Nu, domn primar, nu mai pot. Te rog eu. Nu pot, îmi lasă bilete de amenințare, nu mi-a spus mie doamna doctoră. Cineva... Domn primar, nu mai. Nu mai, lăsați-mi pe aici. Mă, zădeam liber după aia. Dacă avem antecedente de boli nervoase în familie... Avem. Avem o mătușă care se credea cal. Dar un cal sănătos. A trăit până la 90 de ani. Dumnezeu să te odihnească, tanti Vergelica. Mereu ne purtai la trap când eram copii. Înșeală! Cine? Stelu, cu nefericita aia de flori. De asta ți-ar deții acum un prag de alegeri? Da! Țara arde și doctorița să piaptănă. Hai că nu te înșeală, Stelu. Crezi? Au mai făcut și ei așa câte una mică. Oi, nu! Hai, mă, că am mai făcut o Stelu și cu altele. Măi, Emi, Stelu nu te înșeală pentru că n-ați fost niciodată împreună. Așa că acum lasă-l și tu să se ocupe de alegeri, uită-l. De ce nu-ți găsești un Marcel, hă? Eu nu vreau un Marcel. Vreau un Stelu. Ia stai. Dar dacă de fapt domnul primar, de fapt, asta vrea? Bineînțeles că asta vrea. El se preface că mă înșeală, ca să mă facă geloasă. Joacă jocul geloziei. Nu. Mă testează, păi pot și eu să fac asta. Nu, nu trebuie decât să-mi găsesc pe cineva cu care să-l fac gelos. Ce-mi place mie la oamenii mei este că sunt uniți. Oricât de disperat ar fi situația, ei rămân lipiți unii de alții. Ca gândacii roșii care apar primăvara. Dacă cineva, nu dau nume, îl controla pe Bozovici, în loc să-și umple portbagajul cu ulei și făină, nu se ajungea aici. Dar și poate dacă altcineva, nu dau nume, în loc să-și omoare bărbatul, se ocupa de campanie, nu se ajungea aici. Cum îl omor eu pe bărbatul meu, e treaba mea. Așa, și ce fac eu cu ulei și cu făină, e treaba mea, da? Cum îl omor eu pe bărbatul meu, nu ne periliclitează alegerile. Da, tehnic nu e legal să omorâm pe nimeni. N-are sens să ne mai certăm, știm cu toții cu e vina lui Cornel. Colegă, dar ce vin am eu că turcul n-a vrut să dea mielul? Deci mă lași în pace că-ți fii tu și faci treaba ta. Deci nu vreau să-i băga peste treaba mea. Ura! Vreți să vă spun eu o poveste? Hai să vă spun eu o poveste. Eu v-am făcut oameni lipitorilor. V-am adunat de prin boscheți și v-am pus prima șpagă în mână. V-am dat funcții. V-am pus să sugeți la țeava de bani. Și voi ce faceți? În loc să mă ajutați, vă certați pe ciolan? Să vă văd eu unde vă băgați ciolană când o să intrați pe mâna lui Bozovici. Hai, puteți pleca, că am terminat. Trăiți. Nu pleacă nimeni. Doina, eu sunt primarul. Și eu sunt Doina Rogojinaru și vreau să-l ajut pe primar, dacă mă lasă. Alegerile astea nu sunt pierdute. Uite ce facem. Pasul 1. Reparăm ce am stricat. Eu și colega mea ne cerem scuze pentru comportamentul pe alocuri neprofesionist și redăm licența de funcționare prin bunăvoința domnului primar. Comportament pe alocuri neprofesionist?
După ce mi-ați distrus tot restaurantul. Eu nu mi-amintesc absolut nimic, domnule Turcu, și revin aici cu foarte mare plăcere. Cum îți amintești, colega? Eu mi-amintesc totul, mai ales după un punct. Eu nu mi-amintesc nimic, mai ales după un punct. S-au întâmplat lucruri, a fost pasiune, animalism. Nu țin minte. A, cum, ai făcut avansuri în tine? Eu? A, ai sărit pe mine, m-ai sărutat pe gură. Decât să te sărut pe gură, mai bine îmi dai cu o tavă în cap. S-a întâmplat și asta. Hai să mergem. La revedere, domnule Turcu. La revedere. Adică ne mai vedem. La revedere. Corneliu, ce părere ai despre domnul Turcu? Un tărbedeu. De ce bărbat bine? Colega... Pasul 2. Întindem momeala. Bună seara, prieteni! Bine ați venit! Bună seara! Ne-ați făcut orașul de râs. Acum ce vreți? Să ne intimidați? Să ne cumpărați? Doamne ferește, dar n-am venit să vă cumpăr, dragii mei. Nu, nici de cumpărat nu suntem buni, nu? nu am spus asta, dragi prieteni. E atâta nedreptate pe lume că m-am gândit să vă chem ca să vă răsplătesc, să vă mulțumim pentru tot ceea ce faceți. Da, dar regulamentul nu ne permite să... Constantine, mie îmi place foarte mult regulamentul, dar cine l-a făcut nu s-a gândit că și voi sunteți oameni, că la oameni trebuie mâncare, energie... Energie! Haideți, vă rog, Coca, tu ce? Mănânc. Lăsați-l naibii de regulament, haideți, luați, că nu o să afle nimeni. La urmă o să aveți o surpriză. Pasul 3. Profităm. Ce ghinion! O comisie întreagă de votare să facă toxinfecție alimentară? Dacă ies din nou primar, promit să fac o anchetă. Mulțumesc, Doina. Vai, domn primar, lăsați, să poate! Să trăiți, domn primar! Vă mulțumesc frumos pentru susținere. Sănătate, succes! Doamne ajută! Astăzi este o zi mare pentru democrație, pentru oameni, pentru dreptate. Mangalița se eliberează de dictatura lui Stelian Manole și nimic n-are cum să împiedice asta. Succes, domn primar. Mersi, Cornele. Poftiți, domn primar. Ce faci, mamitică? Ai venit la vot? Ia la vot, băiatule, ia la vot! Unde e comisia? Care comisie? Păi asta e comisia. Eu am vorbit cu comisia și asta nu e comisia. A, tu te referi la comisia veche. Păi asta e aia nouă. Și cu comisia veche ce s-a întâmplat? Cum n-ai auzit de necazul nostru? Toxinfecție alimentară explozivă. Eu bănesc că e mână criminală. Dar noroc că avem comisia nouă, că o aveam de rezervă. Oameni fini, intelectuali, patrioți. Oameni cu caracter, domnule Bozovici. Pe mine nu mă poți cumpăra. Ai ratat șansa. Acte la control. Marcele, știi de ce te-am oprit? De ce m-ai opresic? Ești deces, Marcele. Mortăciune. Leși. Îți iese vata din nas. A, măsică, știi și tu care-i treaba cu Doina. E necăjită pe mine, nu? Vai, sărăcuța de ea. A, măsică, ne știm de o viață. Nu poți să închizi și tu ochii măcar o dată? Între noi fie vorba, pot. Dar dacă după aia pățesc ca tine și nu-i mai deschidă? Și acum o amenduță. 6 de lei și talonul. Hai, măsică, lasă-mă să trăiesc! Stă, șerifule, ce te-ai panicat așa? Nu o plătești tu! Păi, dar cine? Nevastă tău plătește, Marcele! Morții n-are datorii, morții e liberi, mai puțin la alegeri! Hai că te duc eu! Cu
două lucruri a rămas eu din filmele cu Van Damme. Unu, dușmanii nu vine toți odată, vine pe rând. Și doi, răzbunarea e arma prostului, dar e sănătoasă. Dacă Madame Rogojinaru vrea să mă scoată pe mine țapii spășitor, pot să altoie și eu de nu se vede. Chem Antena 3. Cheamă, domnule. Chem presa internațională. N-a mai fost la noi de când a născut găina aia, pui vii. Nu se poate să vă bate joc de alegeri în halul ăsta. Pun pe Facebook înregistrările cu dumneata, pe Twitter, pe TikTok. Să afle toată lumea ce faceți aici, să se afle odată. În ziua alegerilor? Poftim? Păi gândește-te și tu, Mitică, ce impresie o să-ți facă presa internațională dacă în ziua alegerilor unul dintre candidați vine cu intoxicări de-astea. Mai ales după ce și așa comisia de vot s-a intoxicat. Păi și ce treabă am eu cu comisia de vot care s-a intoxicat? Păi n-are niciuna, dar ei nu știu. O să li se pară suspect. Asta vrei? Nu. Foarte bine, Mitică, că asta e practică comunistă. Și eu credeam că voi tineri veți să scăpați de comunism, nu să-l puneți la loc. Da. Politica e plină de tentații, mă băiatul. Dar lasă că te ajut eu să scap. Ce faci? Ce faceți? Stai liniștit, că e în siguranță acolo. Până se termină votarea, nu umblă nimeni aici, că dacă umblă, e fraudă electorală. Și noi nu vrem să facem fraudă electorală, nu? Da? Găsim? Bună ziua, domnul Turcu. Să rămână, doamna doctor. Domnișoară, domnul Turcu, sunt într-o situație mai delicată. Văd. Aș vrea să-mi confirmați niște lucruri. Aveți 1,75-85 de kilograme ochi căprui? Da, da, pentru ce vă trebuie? Necăsătorit, nefumător, zodia balanță? Capricorn. Capricorn, e bine. Când ați spus citez, sunteți o femeie frumoasă, aveți niște ochi superbi ca mare, un corp ceresc, vorbeați serios? Păi... Vă informez, domnule Turcu, din acest moment suntem împreună. Ce suntem? Un cuplu. Ne iubim. Colega, ce se întâmplă aici? Ne iubim. Ieși afară. Care-i treaba, Tony? Salutare, Sica! Ia o tăși pe domn Marcel. Pe unde ai umblat, mă? Că am crezut că ai murit. Te-a citit, Marcele, te-a citit! Ce consumă, domnii? Nimic pentru mine. Marcele, ce-am vorbit noi, nu mai fi așa constipat? Gata, ai scăpat de grija banilor, fă-ți de cap. Deci vrem și noi două coniace de-alea scumpe. Și fii atent, Tony, să treci tot un con la nevastă, da? Bă, sunteți bine amândoi? Eu le trec, dar dacă trece pe aici Madame Rogojinaru, după tine vine, Marcele, după tine vine. Ba, dar lui Marcel n-ar ce să-i facă nevasta și știi de ce? Că sunt mort. Că e mort! Ce-i cu mirosul ăsta oribil? Corneliu și-a dat cu bursuc. Și Donald Trump se dă cu el. Colega, ce se întâmplă aici? Se întâmplă că întrerup o discuție intimă între mine și iubitul meu. Iubitul? Dar ce ești, dumneata, albină? Zbor din floare în floare? Dar eu nu sunt iubitul. Dumneata, să taci. Ai făcut destule, perversule. Nu vorbi așa cu el, este iubitul meu. Iubitul? Ți se pare normal să măgești un bărbat și apoi să te dai la altul ca o iepuroaică stârnită? Vreau să fiu fericită. Colegă, nu spune nimeni că nu trebuie să fii fericită. Dar nu cu turcul. Dar ce are, domnule, turcul? De ce nu cu turcul? Ești un pervers și jumătate. Nu e adevărat. Colega merită ceva mai mult decât unul ca tine. De unde știi, dumneata, ce merită colega? Ia lasă-o în pace pe colega. Eu am plecat. Nu, nu pleci nicăieri. Suntem împreună, ne iubim, suntem un cuplu. Cu cine votați? Bozovici, normal. M-am zădurat de Manole. Da? Foarte bine. Atunci, ia-i ama tale una de-asta. Pe ce asta? Cadou de la domnul Bozovici. Este așa de cinstit că cinstește pe toată lumea. Era. Păi ce faceți, domnule alegător? În starea asta de ebrietate vreți să votați? Păi da, este ilegal. Ia vă rog să suflați în fiola. Fui, mi-ați dat să beau. Ia poftim, tataie. Hai să ne fie bine ca să nu ne fie rău. Lăsați că știu eu cu cine votez. Așa, așa. Ce e asta? Cum, ce? Urna mobilă? Cum urna mobilă? E o geantă. Doamna președinte, protestez. Să permite. Nu este normal.
În plus, am uitat pe liste. Jumate din alegători sunt morți. Haideți, domnule, chiar așa ne credeți? Uitați, ăsta este străbunică. Mi-s-a născut în 1889 și ia uite, a și votat. Ia auzi, să ține bine la mulți ani. Doamna președinte, și femeia aia oarbă care a intrat în cabina de vot cu 5 însoțitori după ea? Păi, dar nu trebuie să o ajute și pe ea cineva să voteze? Ce vrei, să voteze cățelul locul ei? Doamna președinte! Să permite! Și grupul ăla care a venit cu microbuzul? Să permite, să permite, să permite! Doamna președinte, de care nu aveți de gând să faceți nimic ca să opriți frauda asta electorală grosolană? Dar ce faci, domnule? Dai cu urna mobilă pe jos, dar să poate așa ceva? Domnul Paznic, ia vină mă tale și dă la afară pe domnul candidat! Ia e scandala jos și ne perturbă votarea! Poftiți, poftiți, poftiți! Conform legii este ilegal ce ați făcut. Ilegal? Ilegal este ce se întâmplă înăuntru, acolo ilegal. Oameni buni! Se fură alegerile! Ziua ca hoții! Bă, ce vrei, mă, derbedeule? Ai vrut alegeri, ți-am dat alegeri. Ai vrut cinstite, ți-am dat cinstite. Acum ce vrei, mă, boicot? Îți dai eu boicot? Nu vă dau eu boicot! Gabi, dă asta la mine, mă. Lasă că să arăți eu ție. Cum înnebunești orice bărbat, îi arăți fructul interzis. Prepelițele fac așa. E de ajuns ca prepelița să intre în vorbă cu alt prepelițoi și să iscă scandalul. În cazul ăsta, eu sunt prepelița. Domnule primar! Emilia, băi, de ce nu merge, mă? Mă doare, au! Mă doare, au! Stați mai acolo, că avem o discuție importantă. Domnule primar, acesta este iubitul meu, iubitul meu este el. Suntem împreună. Mă bucur. Gabi, bă, adu-o rangă, bă. Sunt agresați! Săriți! Lasă gălăgia! Mai, taci din gură! Să știți că nici cu ranga nu puteți să ne despărțiți. Suntem de nedespărțit. Ați auzit? Suntem ca Yin și Yang, ca Alfa și Omega, Brânza și Mămăliga. Bravo, mă bucur. Încă puțin, încă puțin. Eu trag aici, eu. Îmi pare rău că s-a ajuns la așa ceva, să știți. Dar cine pleacă la plimbare pierde locul de onoare. Vă pare rău? Băi, îmi iese în minți. Da, asta e. Nu se mai poate face absolut nimic. Decât dacă vă răzgândiți. Hai să mergem, iubitule. Asta. E bun asta? E, foarte bun. Doamna doctor, stați puțin. Dacă tot facem asta, n-ar fi mai bine să o luăm mai încet? Să mergem la o cafea, să ne cunoaștem? Nu! Păi mă gândeam că... Domnule Turcu, eu nu sunt genul ăla de femeie care iese la cafea cu primul bărbat care iese în cale. Relația noastră a luat sfârșit, drumurile noastre se despart aici. Păi dar nici la început, doamnă. Mai bine. Oameni buni! Săriți! Și se calcă un lucru fundamental! Eu vreau doar justiție! Hai să trage! Săriți, oameni buni! Vă descurcați, doar voi doi, nu? Uite ce se întâmplă ție, mă, la viață mare! Mangalicen! Dă-și mâna! Mangalicen! Cum de nu ești la alegeri, Sică? Ce dracu să fac la alegeri, că știu cum se termină. Ia să te la madame Rogojinarule treci, da? Bine, bine. Mersi, Tony! Și știi ce mi-a zis, mă, cotoranța de măsa când ne-am cununat? Că n-am coloană verticală, zic. Eu, mă, care am coloană verticală super, nu? Hai, doc. Asta pentru ce să fie? Pentru viața d-apoi. Pentru viața d-apoi? Mersi că m-ai salvat, zic. Mersi că m-ai învățat să mă bucur de deces. O să spun la toată lumea. Adevărat? Ce să zici la toată lumea? Că Sică m-a salvat. O să-i spun și lui Doina. Sică mi-a deschis ochii. Mă vezi cum sunt, Doino? Păi dacă eu sunt mort, înseamnă că nu mai avem nimic de împărțit. Asta este. Poate totuși nu ar trebui să mergi chiar așa de departe. Știi ce zic? Sică m-a învățat ce să fac. Sică m-a eliberat. Hai să nu ne grăbim. Sică e capul răutăților. Hai să nu dăm nume. Dar de ce, mă? Ce crezi că mi-e frică? Și ce mi-am dat seama, zic? Să mor nu e ieftin deloc. Și dacă pe Doina o doare ceva, o doare buzunarul tare de tot. Asta vreau, zic, să o ar la buzunar. Hai, mă.
aveți chef de una mică? Nu, Flori, nu vreau. Nu? De ce? Pentru că mi-ai spus că ești fată dusă la biserică și nu se cade. Păi, da, bine, asta am zis ieri. Acum, azi e azi, ieri a trecut. Și acum, până una alta, de ieri și până azi, nici biserica nu mai e ce-a fost. Știți ce zic? Știu. Și gagiutul? Păi ce, vreți să-l aduc și pe el? Nu, mă, ce să caut gagiutul? Asta ziceam și eu, umiram și eu, că dacă... Da. E, oricum... Știți cum e? Dumneavoastră ați deschis subiectul. Păi am deschis subiectul că ai adus tu vorba. Da, dar nici mai contează cine a adus subiectul, cine a deschis vorba. Știți cum e, dar acum și cu găsi... Nu, taci din gură, mă. Și? De te-ar bate, ne-i că bate, Flori, dragostile momori mele toate, dragostile mele toate, Șaraiman și Șaraiman. De te-ar bate, ne-i că bate, dragostile mele toate, dragostile mele toate, Șaraiman și Șaraiman. Nu cred că ai putea dormi nici pe alta iubi. 1549. Deja. Ajunge! Ajunge! Cât timp o să mai trăim în frică? Fără frică! Cât timp o să ne mai temem de nevestele noastre și de soacrele noastre? Când? Suntem bărbați puternici, inteligenți. Putem să gândim singuri și să luăm decizii singuri, dacă ne ajută cineva. Trebuie să învățăm să spunem nu! Nu! Nu, mamă soacră! Nu vreau să vin vizită la mine acasă! Nu! Nu, mamă soacră, nu vreau să te iau pe tine cu mașina și papornițele tale. Nu! Nu, mamă soacră, nu vreau să te dau cu untul pământului pe spate. Nu! Nu e ușor, dar să nu vă lăsați intimidați. Eu am murit pentru binele tuturor bărbaților. Am murit pentru ca noi să învățăm să spunem nu. Nu! 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 Marcele! Da! Dă-te jos imediat. Gata, dragă. Uneori Marcel are mici crize de personalitate. De exemplu, mi-aduc aminte că odată când am fost la Olănești, nu mai voia să plece acasă pentru că se simțea liber. A plecat până la urmă. Marcele, îmi spui tu mie ce caut eu aici în o să fiu la secția de votare? Nu știu, draga mea, ce cauți? Păi m-a sunat cineva să mă întrebe dacă n-am nevoie de doi cai albi pentru un dric și o cruce de marmură. Ai idee despre ce e vorba? Ai nebunit, Marcele? Ai nebunit de tot? Nu, draga mea, doar că situația mă forțează să am nevoie. Care situație? Situația moartă, Doina. Bagă-ți mințile în cap, Marcele. Nu ești mort decât în acte. În viață ești încă viu. Ce vrei tu să demonstrezi cu asta? Că sunt mort, Doina. Nu mai am nimic. Nu mai am bani, nu mai am acte, nu mai pot să conduc, nu mai pot să merg la cumpărături, nu mai pot să merg la Olănești. Bine. Luni la prima oră vii la primărie și anulăm decesul. Nu știu dacă vreau, morțul mai liber. Nu ești liber, Marcele, n-ai fost niciodată liber. Bagă-ți mințile în cap. Da, dragă. Ce merge? Oameni buni, este o seară
minunată pentru democrația mangalițeană. Chiar acum în spatele meu se numără și se centralizează voturile, totul în direct, totul în fața dumneavoastră. Presimt că o să fie o victorie muncită, o victorie neașteptată. Mulțumesc milioanelor de mangalițeni care m-au votat. Dar vreau să mai mulțumesc cuiva care a contribuit decisiv la victoria mea. Vreau să-mi mulțumesc mie, Stelian Manole, pentru tot ce am făcut pentru orașul acesta. Mulțumesc, Mangalița, dragostea mea. Mulțumesc că m-ați făcut din nou primar. Și acum să aflăm cu câte voturi, doamna Rogojinaru. Ne va aduce imediat rezultatele. Doamna Rogojinaru. Haideți, doamna Rogojinaru, să vedem și rezultatele. Domnul primar. Da, la cameră, la cameră. Domnul primar, ați pierdut alegerile. Poftim? Ați pierdut alegerile. Cum adică am pierdut alegerile? Cu 100 de voturi. Ce vorbiți? Opreși mă, vă stinge. Ce vorbiți mă, cum să pierd alegerile? Voi ați numărat ca lumea? Oprește mă ăla, mă, oprește. Am câștigat. Am câștigat alegerile. Wow! Păi ce am făcut, mă? Sunt ateu, nu prea cred în povești, dar cineva acolo sus a făcut dreptate. Nu știu, poate Buddha, poate Zeus, poate Yuri Gagarin, nu știu, dar Mangalița a scăpat de tiranie, gata. Urmează o nouă eră, era normalității și nimeni nu mă poate opri. Stai pe loc. Nu stau deloc pe loc, am tot dreptul să intru aici, am câștigat alegerile. Stai, mă, că ziceam să nu calci în mizeria asta de câine, ce te ambalezi așa? Ah, ok, mersi. Da, bine, vezi că n-ai cum să intri acolo, da? Ba, am cum și am și de ce, am câștigat alegerile, da? Ce tot vă țineți cu dinții de ciolan, hoților? Nu, ziceam că n-ai cum să intri pe ușa aia până nu promiți că faci ceva și pentru noi, bugetarii. Este bătaie de joc ceea ce se întâmplă cu salariile da, noastre. Da, o să vedem. Bine, acum, dacă tot te-am prins, aș vrea să zic și eu un secret. Eu de când te-am văzut prima dată, am zis așa, mamă, ia uite ce candidat tinerel, cinstit, ăsta sigur câștigă alegerile. Da, da, de-aia v-ați bătut joc de alegeri. Noi? Nu, am făcut și noi așa, de formă, dar eu, să știi că eu pe tine te-am votat. Adică nu există nimeni care să mă fi... Să știi că pe boșorogul ăsta de Stileama nu mai suportă nimeni. Da, sigur. Încercați numai să vă salvați pielea și atâta. Dar uite-te încoace la mine, cât timp sunt eu în primăria asta, nu mai lucrează niciun din voi în oraș. Ziceam așa, dar ai grijă. Ce să am grijă? La ce să am grijă? Ce e asta? M-am menis? Ce faci? Dar ai grijă că n-ai intrat încă în primărie, da? Adică mai întâi trebuie să reci de ușa aia. Păi, o să trec. Da? N-ai tu grijă. Da? Ia să vedem. Ia să vedem. Ia. O, mă, nu mai trage ca disperatul că e blocată. M-au trimis pe mine să te bag pe ușa din dos. Vin-o dreacu cu acolo. Ah. Ok. Mersi. Și... Deci, dragii mei, asta ar fi la punctul 3. La punctul 4, pe ordinea de zi. Ar trebui să... Mitică! Felicitări, Mitică! Felicitări! Am auzit că ai câștigat alegerile, ești primar! Nu am câștigat eu, a câștigat Mangalița. Vai, ce frumos! Mere, pere, tot una! Ai venit să-ți iei marele premiu? Scaunul de primar, poftim? Ce să facem? Îl meriți! Te rog, ia loc. Ah, cum e? E comod? Da. Da? Te face mai puternic așa? Da. Cum? Da, ia zi, ce o să faci ca primar? Păi, în primul rând, o să fac o anchetă pentru fraudarea alegerilor. Anchetă! În al doilea rând,
O să dau afară de aici pe toată lumea care nu merită să fie aici. În al treilea rând, o să mă asigur că primăria Mangalița face totul pentru oraș și pentru cetățenii lui. Pentru cetățenii amuzant. De ce râdeți? Ce e așa amuzant? De situație, mitică, de situație. Nici într-un caz de tine. Dar vezi tu, uneori se mai schimbă situațiile. Știi ce e asta? Da, este telefonul meu. Și a fost găsit într-o urnă. Da, pentru că dumneata l-ai băgat acolo. Aș, e ilegal. E ilegal să bagi un dispozitiv electronic într-o urnă. Așa, și am câștigat alegerile. Asta nu schimbă situația cu nimic. Ba schimbă, mitică, ba schimbă. Și știi de ce? Că dacă găsești într-o urnă un dispozitiv electronic, un aparat, un telefon, înseamnă că s-a umblat la acea urnă. Și dacă s-a umblat, înseamnă că e tentativă de fraudă. Iar orice tentativă de fraudă duce la anularea voturilor din acea urnă. Corect juridic? Corect, corect. Corect, corect. Nu înțeleg. Adică, fără voturile alea, eu am ieșit primar. Nu. Dumneata ai băgat telefonul în urnă. Dumneata ai făcut frauda. Nu e corect. Nimic nu e corect, băiete, pe lumea asta. Poftim, poftim. Stelian Manole rămâne primar după renumărare. Ce e asta? Ce e asta? Fac contestație. Mă duc și până la Bruxelles, să știți. Dar te rog, du-te, drum bun. Acum te rog frumos să ne lași, că avem ședință și avem probleme mari rezolvate. Ești afară, bă, gola. Deci îmi fac contestație. Asta e o mare nesimțire. Nu se poate. Asta nu a fost alegerea. Asta a fost... Știți de ce am rezistat atâta vreme în politică? Pentru că merge mintea. Dă-mi o viitură, ți-o transform în piscină. Dă-mi un accident, ți-l transform în operă de artă. Orice îmi faci, hai ce să faci. Și știi de ce? Că sunt primarul. Marcel! Doina? Te-ai hotărât? Da, m-am hotărât. Viu sau mort? O să rămân mort. Păcat, mare păcat. M-ai fi scutit de o situație tare neplăcută. Ce situație e neplăcută? Păi s-o sun pe maică ta și s-o anunț că ai îndrăznit să mor fără să-i zici. N-ai face asta. Ia încercăm. Mamacica. Doina are dreptate. Prea multă libertate strică. E relaxant să fii mort, dar până la urmă am să aleg viața. E prea multă gălăgie pe lumea ilaltă. Mă așteptam la mai multă liniște. Emiluș, Doinița mi-a spus de supărarea ta. Dar cum poți să crezi așa ceva? Cum poți să crezi că eu am o aventură cu Florida? E aberant! E aberant! E o diferență de vârstă între noi. Dar eu m-am văzut cu ochii mei. Ce s-a părut? Tu de când nu ți-ai mai schimbat ochelarii? Florii se necase cu un sâmbure de măslină. Și am salvat viața. A avut mare noroc. Dar și Turcu. Și Turcu v-a văzut. Zvonuri. Vreau să mă compromită politic. Tu știi că cineva a băgat 10 de voturi împotriva mea într-o urnă? Așa de tare mă urăsc. Aoleu, dar cine ar fi putut să facă așa ceva? Ei, nu știu. Un nebun? Un dezaxat? Poate un bandit? Poate Turcu? Draga mea, ține minte. Singura mea dragoste e primăria. Și a doua singura dragoste după primărie. Hai să fie bine, ca să nu fie rău. Poate că n-am ieșit primar în Mangalița, de data asta, dar n-am de gând să mă las. Și dacă primarul Stelian Manole are de gând să joace murdar, am să joc și eu murdar.